Pe 18 noiembrie în fiecare an este marcată Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor împreună cu autoritățile în domeniul sănătății din Uniunea Europeană coordonează Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice, o inițiativă europeană în domeniul sănătății, sărbătorită anual pe 18 noiembrie. Scopul acestei inițiative este de a promova utilizarea corespunzătoare a antibioticelor și a informa pacienții cu privire la riscurile automedicației cu antibiotice. Despre antibiotice vorbim astăzi cu doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Doamna doctor, spuneți-ne, ce sunt antibioticele? Antibioticele, cunoscute ca și medicamente antimicrobiene, sunt medicamente care pot să omoare bacteriile sau să împiedice proliferarea acestora, vindecând în acest fel infecțiile la om, animale și uneori la plante. Antibioticele sunt medicamente pentru tratarea infecțiilor bacterie, precum pneumonia pneumococică sau infecțiile sângelui cauzate de stafilococi. Medicamentele antimicrobiene eficiente contra virusilor sunt denumite în mod obișnuit medicamente antivirale, precum cele pentru gripă, HIV sau herpes. Nu toate antibioticele sunt active împotriva tuturor bacteriilor. Există mai bine de 15 clase diferite de antibiotice care diferă în ceea ce privește structura chimică și acțiunea contra bacteriilor. Un antibiotic poate fi eficace împotriva unui singur tip sau împotriva mai multe tipuri de bacterii. Putem vindeca orice boală cu antibiotic? Categoric nu. Antibioticele nu acționează ca analgezicele și nu pot ameliora durerile de cap, de exemplu, sau diverse tipuri de alte dureri sau febră. Antibioticele sunt eficace numai împotriva infecțiilor bacteriene și nu vă vor vindeca în cazul infecțiilor produse de virusuri precum răceala obișnuită sau gripa. Mai adaug că în 80% din bolile care apar iarna și care vă afectează nasul, urechile, gâtul sau plămânii sunt de cauză virală și din acest motiv. Nu vă veți simți mai bine dacă luați antibiotice. Care sunt beneficiile antibioticelor? Antibioticele reprezintă probabil cel mai mare progres medical al ultimului secol. În cei 75 de ani de când sunt utilizate, ele au salvat sute de milioane de vieți, au scurtat durata suferințelor prin infecții și în numeroase cazuri au prevenit apariția unor sechele ale infecțiilor. De aceea ne dorim să putem folosi antibioticele în continuare antibioticele au și efecte nedorite? La fel ca în cazul altor medicamente, utilizarea antibioticelor poate produce efecte nedorite. Candidozele și diarea severă pot fi astfel de consecințe ale unui tratament cu antibiotic. Mai mult, apare pe o scară tot mai largă rezistența bacteriilor față de antibioticele la care sunt expuse, iar infecțiile determinate de bacteriile rezistente la antibiotice sunt mai greu de tratat. Dacă folosim antibiotice eronat sau că nu este nevoie de ele, atunci toate aceste riscuri apar fără a avea niciun beneficiu din administrarea lor. De aceea, ar trebui să recurgem la ele doar când ne sunt de folos, în acele infecții care răspund la tratamentul cu antibiotice și doar la recomandarea medicului. Auzim des că această boală este rezistentă la antibiotic. Ce înseamnă asta? Bacteriile dobândesc rezistență la antibiotice atunci când anumite antibiotice și-au pierdut capacitatea de a le omorâ sau de a le stopa multiplicarea. Unele bacterii sunt rezistente în mod natural la anumite antibiotice, rezistență intrinsecă sau născută, spunem. O problemă și mai îngrijorătoare survine când unele bacterii, în mod natural vulnerabile la antibiotice, devin rezistente ca urmare a unor modificări genetice. Asta înseamnă că ar fi rezistență dobândită. Bacteriile rezistente supraviețuiesc în prezența antibioticelor și continuă să se multiplice, cauzând prelungirea afecțiunilor sau chiar decesul. Care este principala cauza rezistenței la antibiotice? Rezistența la antibiotice este un fenomen natural cauzat de mutații ale genelor bacteriilor. Utilizarea excesivă și incorrectă însă a antibioticelor accelerează apariția și răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice. Când sunt expuse la antibiotice, bacteriile vulnerabile sunt omorâte, iar bacteriile rezistente pot continua să crească și să se înmulțească. Aceste bacterii rezistente se pot răspândi și pot cauza infecții la alți oameni cărora nu li s-a administrat antibiotice. Ce este utilizarea incorrectă a antibioticelor? Administrarea de antibiotice din motive greșite poate fi atunci când administrăm de cele mai multe ori în și gripe care sunt provocate de virus, împotriva cărora antibioticele nu sunt eficace. Altă utilizare incorrectă este atunci când scurtăm durata tratamentului, dacă reducem dozele recomandate, dacă nu respectăm frecvența de administrare corectă. Administrăm a unui antibiotic odată pe zi, în loc de 2 la 12 ore sau la 8 ore, conform indicațiilor medicului. Nu o să avem o cantitate suficientă de antibiotic în organism și bacteriile vor supraviețui și vor deveni rezistente. Trebuie să respectăm întotdeauna sfatul medicului privind momentul și modul de administrare a antibioticelor. Cine ne poate recomanda administrarea de antibiotice? Putem să luăm singur la orice răceală de exemplu, după oreche, cum s-ar spune, antibiotice? Antibioticul este recomandat de medic și mereu după consultul medical. Deși și multe boli care pot produce aceleași simptome, este posibil să nu necesite de fiecare dată același tratament. Așa că mereu la fiecare episod de boală trebuie să mergem la medic, iar medicul decide dacă o boală necesită sau nu tratament cu antibiotice. Ce trebuie să facă pacienții pentru a nu întâmpina probleme în legătura cu administrarea de antibiotice? Fiecare dintre noi poate juca un rol important în reducerea rezistenței la antibiotice. Este important de știut când este cazul să se utilizeze antibiotice și cum să se administreze în mod responsabil. Așadar, pacienților le dau următoarele sfaturi. Să urmeze sfatul medicului lor când ați administrează antibioticele, când este posibil să preveniți apariția infecțiilor prin vaccinarea corespunzătoare, Spălarea pe mâini este importantă și să învățăm și copiii noștri să se spele pe mâini în mod regulat, de exemplu după strănuți sau tuse, înainte de a atinge alte lucruri sau alte persoane. Să utilizați întotdeauna antibioticele conform rețetei, fără a apela la resturi de antibiotice rămase în casă sau antibiotice obținute fără rețetă. Să nu încercați niciodată să cumpărați antibiotice fără rețetă. Să nu păstrați antibiotice pentru a le utiliza mai târziu. Să nu împărțiți niciodată antibioticele rămase cu alte persoane. Să întrebați farmacistul despre modalitatea de eliminare a medicamentelor rămase, nu le aruncăm oriunde. Și medici și alți profesioniști din domeniul sănătății, de exemplu farmaciști și asistente, trebuie să respecte anumite norme și anume să prescrie antibiotici doar atunci când este necesar, conform ghidurilor bazate pe dovezi, când este posibil să prescrie antibiotic specific infecției și nu unul cu spectru larg. Să explicăm pacienților cum să atânieze simptomele răcelor și gripei fără a apela la antibiotice și să sfătuim pacienții cu privire la importanța conformării la tratament atunci când un medic le-a prescris antibiotice. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații și programări, puteți suna la numerele de telefon 0232 241 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375427 sau vă puteți prezenta la sediul Spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115 capăt cu nu Iași